Bună ziua, dragi prieteni din fecioară. Haideți să vedem ce a ieșit la fecioară. A ieșit uh, în acest oracol sigănesc rusesc. A ieșit barca întoarsă. A ieșit casa întoarsă. A ieșit sicriul aici. Uh, apoi. A ieșit șarpele întors. Șarpele întors, da? Uh, soarele drept Deci a ieșit o carte bună Și a mai ieșit o vulpe Aici Bună uh, Șarpe, soare, vulpe, barcă sicri Și casă Haideți să începem cu Barca De aici ce înseamnă înseamnă în câteva luni veți avea un. O pierdere materială și un efort fără succes. Merge să aveți un plan în minte sau vă bateți pentru ceva efortul dumneavoastră. Nu toate eforturile dumneavoastră vor avea succes. Nu trebuie să, să riscați nimic financiar în acest, în acest moment sau în următoarele luni. Nu investiți, aveți grijă cu banii, da? Asta spune barca întoarsă. Casa întoarsă, în două săptămâni până la câteva luni. Aici. Ne spune că uh, veți da greș într-un pro proiect nou pe care îl aveți. Nu înseamnă că uh, pentru totdeauna va fi rău acest proiect sau nu va, nu se va împlini. Doar că în aceste momente nu este cu succes. Poate fi un proiect de muncă, un plan pe care ai, îl ai, un proiect legal care va fi respins. Nu trebuie să uh, anulezi, să abandonezi acea idee. Doar trebuie să revizuiești înainte să uh, accepti uh, sau să-ți fie acceptat acea propunere sau acel gând pe care tu-l ai. Uh, oricum, această respingere parcă tu te aștepți. Deci nu va fi un șoc pentru tine. Nu va fi ceva la care tu nu, să spui nu te aștepți, nu știu, vai, ce se întâmplă. Uh, Arpele întors uh, arată că... Cineva este foarte gelos. O să strânești o gelozie, tot așa, în câteva luni sau într-o perioadă de două săptămâni. Gelozia amară sau tu vei fi gelos sau geloasă? Vei fi tu sau altcineva pe tine? Poate să-ți cauzeze distrugerea această gelozie, această invidie a persoanei. Uh, poate că uh, tu vei fi asta sau cineva va fi pentru tine Și atunci uh, vei, nu vei avea o șansă de o relație cu acea persoană Trebuie să fii sigur pe tine, sigură pe tine Nu gelos pentru că gelozia arată nesiguranță Da uh. Sicriul acesta este în poziția 3, înseamnă în două săptămâni până la câteva luni uh, ceva neplăcut. Da? Vei, vei, fi, uh, vei avea ceva neplăcut în viața ta. Te așteaptă ceva neplăcut, poate fi pierderea serviciului, poate vei fi uh, forțat să te muți, poate te vei certa cu familia, vei afla ceva neplăcut, orice neplăcere, da? Uh, această situație poate să-ți afecteze sănătatea, să, uh, să te streseze foarte tare, da? Dar înseamnă și sfârșitul a ceva și începe altceva, da. Apoi, vulpea. Vulpea pe care o vedeți aici. Bun. Am fost întreruptă. Vă explic vulpea care este aici. Vulpea reprezintă o perioadă scurtă de timp, până în patru săptămâni. Nu să nu ai încredere într-o nouă prietenie. Da? Uh, nu împărți toate informațiile cu noul prieten, noua prietenă care vine în viața ta. Ai grijă cu prietenii noi. Poate fi cineva care, uh, pe care tocmai l-ai cunoscut, poate fi cineva din serviciul tău, uh, Poate să ți se pară că este o persoană normală, dar trebuie să fii cu băgare de seamă pentru că nu trebuie să îi împarți nimic privat cu această persoană sau să acționezi cu această persoană. Ai grijă pentru că poate fi o persoană drăguță. Poate să-ți placă această persoană, dar este doar pe interesul propriu. Și poate să folosească informațiile care le are de la tine pentru a-ți face rău această persoană. Trebuie să ai grijă. Bun. Haideți să vedem soarele. Ne-a mai rămas soarele. Nu mai văd nicio imagine. Soarele de aici, îl vedeți? Este în poziția 1, arată o perioadă imediată, deci două săptămâni, până la câteva luni. Prosperitate, înflorire, viață fără griji, fericire. Vei avea prosperitate, da? Fericirea va fi la tine. Ea ești într o fază minunată. Te vei înțelege bine cu toată lumea, vei atrage pozitiv oameni pozitivi în jurul tău. Poate ești mulțumită cu tine însuți și asta se poate. Sănătatea va fi bună, vitalitate, persoanele sunt impresionate cu energia ta, pentru că ești fericit, arăți fericire, energie. Da poate înveți ceva nou sau poate tot ce înveți vei pune în aplicare. Dacă ai acum greutăți, arată că trebuie să ai încredere în tine, să lucrezi la calitățile tale pozitive și vei învinge orice situație negativă pe care ai putea o avea acum. Cam asta a fost pentru fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.